Lăudat să fie Dumnezeu! În această dimineață am cântat despre puterea Domnului care este și care va rămâne aceeași și ne mai rămâne doar să mai credem asta. Și să știți că ne va da Dumnezeu oportunitatea și începând din ziua de astăzi să dovedim că noi credem în puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți să dovedim o astfel de credință. Mă simt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această frumoasă oportunitate creată și fratelui păstor pentru invitația făcută. Și sunt tare bucuros de cele trei persoane care au ales astăzi să declare în mod public că ei îl vor sluji pe Dumnezeu până la finalul vieții. Și, dragii mei, cred că v-ați rugat și până aici pentru ei, dar și de aici încolo să știți că vor avea mare nevoie de susținerea dumneavoastră în rugăciune. Dumnezeu să-i țină cu mână puternică și cu brața tot puternic în fiecare zi. Înainte să ocupați locurile, aș vrea să vă citesc un singur verset din Scriptură care se găsește scris la Galateni, capitolul 2, și anume versetul 20, un cuvânt al Domnului foarte cunoscut. Un cuvânt al lui Dumnezeu pe care cu siguranță l-ați auzit de foarte multe ori, dar din care ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să inspire viețile noastre. Galateni, capitolul 2, cu versetul 20, cuvântul Domnului spune așa: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Vă invit cu mult respect să ocupați locurile. Dragii mei, se spunea aici, la timpul de închinare, într-un mod foarte frumos și extrem de profund, că e bunătatea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu că suntem aici pe scaunele bisericii și că putem să cântăm împreună, că putem să ne rugăm împreună, că putem să îl adorăm pe Cel care merită toată gloria, toată slava și toată cinstea. Să știți că dimineața aceasta e o dimineață unică. Nu o să vă mai întâlniți cu dimineața asta niciodată. E o dimineață unică, cu momente unice. Chiar dacă în anumite momente de închinare în care noi ne adunăm împreună, repetăm oarecum, am spune noi, același format, fiecare clipă pe care omul o trăiește e unică. Cu ceea ce veți trăi astăzi, mâine se prea poate să nu vă mai confruntați. Cu șansa pe care Dumnezeu vă dă astăzi, se prea poate să nu vă mai întâlniți. Atunci când omul devine foarte conștient de aceste aspecte, începe să trăiască fiecare moment la cote maxime. Ați văzut dumneavoastră câte o familie care s-au luat din dragoste, au jurat dragoste unul față de celălalt și pentru faptul că n-au fost atenți asupra faptului că viața trece, că fiecare moment e unic și că trebuie trăit la cote maxime, s-au scurs așa vreo 20 de ani de căsnicie. Unul dintre ei se îmbolnăvește. Ajunge la terapie intensivă și medicul iasă și spune: știți, nu cred că se mai poate face ceva. Aparent sunt tineri amândoi, ar mai fi avut viața înainte și primul gând care răsare în mintea fie a soțului, fie a soției, depinde după caz care e în cauza aia mai dezastroasă, primul gând se înfirip așa: am avut atât de multe momente care puteam să le valorific și nu le-am valorificat. Apoi încep să cerșești din mâna lui Dumnezeu încă o săptămână, încă un an, încă timp, ca Dumnezeu să... și începi să faci promisiuni: Doamne, dacă o mai lași cu viață, îți promit că nu o să ratez niciodată chioșcul cu flori, promit că dacă o mai lași cu viață, o să fiu altul și o să fiu altul. Și parcă mi l-am imaginat pe Dumnezeu de nenumărate ori vrând așa să strige din cer: dar de ce l-ai ratat în ăștia ultimii 20 de ani? Pentru că ai trecut de atâtea ori pe lângă El, o trebuie să vină la un moment dat un moment foarte dezastros, să te trezești și tu să știi că fiecare clipa vieții e unică.
Dragii mei, în dimineața aceasta Dumnezeu v-a mai dat și ne-a mai dat o dimineață binecuvântată de El. Și asta nu e un slogan pentecostal, chiar o spun din toată inima, o dimineață binecuvântată de Dumnezeu. Că nu stăm aici în sunet de sirene, de bombardamente, că nu stă nimeni aici ca pe ace, cum ar zice românul, că poate nu-i nimeni amenințat pentru faptul că a venit la închinare. E harul lui Dumnezeu că ai venit de bună voie pe picioarele tale, te-ai pus pe scaunul bisericii, ai consumat tot ceea ce a fost până aici, Dumnezeu eu vreau să-ți mai transmită câte ceva și o dimineață binecuvântată de-a dreptul și la propriu și la figurat, o dimineață de sărbătoare aici la Învierea, în care eu care i-am spus lui Dumnezeu în urmă cu o bună bucată de vreme că toată viața mea îl voi sluji și în care știu că cerul e ceva glorios, că trăirea înaintea lui Dumnezeu e ceva important, că oamenii trebuie scoși din mociri la păcatului, când mai văd trei persoane care au curajul public să spună și eu de astăzi îl voi sluji pe același Dumnezeu și eu de astăzi voi trăi cu demnitate, indiscutabil inima mea și a tuturor care se gândesc la cer se umple de bucurie că Dumnezeul pe care noi îl slujim mai dovedește încă o dată că nu e un Dumnezeu mort, că nu e un Dumnezeu care s-a ascuns undeva în istorie, că nu e un Dumnezeu care stă până să vină momentul de apocalipsă finală, nu, că e un Dumnezeu care își desăvârșește lucrarea în fiecare zi, că e un Dumnezeu care își coordonează lucrarea în fiecare zi. Și am să le vorbesc celor trei, dar tuturor celor care poate până astăzi ați încheiat legământ cu Domnul, că uneori mai trebuie așa câte o resuscitare, mai trebuie uneori câte o trezire, să spui, băi, într-o zi am spus lui Dumnezeu ceva, într-o zi am promis lui Dumnezeu ceva. Și vă citeam în dimineața aceasta acest cuvânt din Galateni, atât de profund pentru inima mea, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, că viața mea încă continuă, încă viața mea se desfășoară, dar nu mai trăiesc eu, momentul ăsta nu mai trăiesc eu și altcineva deține controlul. E un moment atât de important pentru viața de creștin. Pentru că ca și oameni, deseori ne luptăm să deținem controlul. Omul se luptă să-și creioneze cercul lui perfect. Știți că în geometrie există o singură figură geometrică perfectă și ăsta e cercul. Prin definiția lui, multitudinea de puncte așezate la o distanță perfectă egală de un punct numit centru. Și cercul e singura figură geometrică considerată perfectă. Pătratul, triunghiul, dreptunghiul, toate celelalte nu sunt considerate perfecte. Cercul, datorită faptului că în mijloc există un punct numit centru și toate celelalte puncte sunt la o distanță perfect egală de acest punct din interior numit centru, cercul e considerat perfect. Omul se luptă să-și creioneze o viață perfectă, în care el să fie mereu centru, în care totul să se învârtă în jurul lui, în care el să fie buricul pământului, așa pe românește, în care el întotdeauna să dețină controlul absolut, tot să se raporteze la el în mod corect din punctul lui de vedere. Și uneori oamenii se luptă atât de puternic să-și creioneze cercul vieții lor, în care el să rămână în mijloc, uitând că cel care susține viața unui om este și rămâne Dumnezeu. Că e obligatoriu întotdeauna să-L pui pe Hristos în centru. Că dacă tu vrei să se împlinească versetul, eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El e în centru, El e suveranul, El coordonează, El dictează. Dumnezeu e cel care dă sens vieții mele. Întotdeauna omul care vrea să-L pună pe Hristos în centru vieții lui și care să poată să răspundă la multitudinea de întrebări pe care viața ți le va adresa. Pentru că mai ales din momentul ăsta încheierii legământului cu Dumnezeu, pentru ei viața va aduce foarte multe întrebări și vor trebui să răspundă multor provocări și multor întrebări, așa cum trebuie mulți dintre noi să răspundem multor provocări. Și deseori rămânem fără de răspuns pentru că în centru vieții ne-am pus noi. La cât e de frumos ca la toate întrebările vieții să ai un singur răspuns, să nu te chinui să filozofi, să nu te chinui să dai răspunsuri, să ai un singur răspuns. Dar tu de ce trăiești așa? Pentru că Hristos trăiește în mine. Dar tu de ce ești bucuros chiar dacă ești în încercare? Pentru că Hristos trăiește în mine. Dar tu de ce poți să mergi înainte când alții-s prăbușiți? Pentru că Hristos trăiește în mine. Și la toate întrebările pe care viața într-un fel sau în altul ți le adresează, să poți să spui, pentru că Hristos trăiește în mine. Să intri în sala de operație și să te întrebe la un moment dat medicul, dar nu ți-e frică? Mă, nu mi-e frică, am o emoție, că n-am mai fost niciodată
într-o astfel de conjunctură. Dar nu mi-e frică. Pe cum că majoritatea pacienților vin cu frică. Dar mie nu mi-e frică pentru că Hristos trăiește în mine. Întotdeauna când un om îl pune pe Hristos centru vieții lui, începe să poată să răspundă în fiecare zi, indiferent de întrebarea vieții. Pentru că Hristos trăiește în mine. Ca să poți să ai un astfel de răspuns la toate întrebările vieții. Ca să poți să trăiești cu demnitate și să dai un astfel de răspuns cu multă seninătate, nu un răspuns forțat. Am văzut oameni care au vrut să joace teatru pentru că nu l-aveau pe Hristos centru vieții lor. De la un moment dat au vrut să zică și ei că Hristos trăiește în mine, eu trăiesc cu Hristos. Și când a venit încercarea și când i-a băgat la colț încercarea, au început să tremure din toate încheieturile și strigau alții: bă, mai trăiește Hristos în tine sau a murit? Pentru că întotdeauna când te pui pe tine centru și vrei doar să ai sloganuri biblice, se prea poate să te încurci, să te împiedici în viață. Dar când din Scriptură faci un adevărat stil de viață și trăiești așa cum Dumnezeu își cere, vei putea să răspunzi în fiecare zi, avându-L pe Dumnezeu centru vieții tale: tu de ce trăiești așa? Pentru că Hristos trăiește în mine. Ca să poți să dai un astfel de răspuns, indiferent de momentul vieții, trebuie să fii foarte atent la câteva aspecte ale Bibliei. Și întotdeauna oamenii care pot să spună, fiindcă Hristos trăiește în mine, devin niște eroi. Devin niște eroi, știți? Se spune că eroii nu mor niciodată. Și deseori ne aducem aminte de eroii neamului românesc, spre exemplu. Și li se aduc diferite omagi, oamenii care au luptat cu demnitate ca ars ceva în inima lor, un dor de țară, un dor de patrie. Și asta i-a însuflețit atât de puternic încât a fost în stare să-și dea și viața. Dar există pe paginile Sfintelor Scripturi eroi care chiar dacă fizic s-au dus, amintirea lor a rămas vie, care inspiră pe cei din generația noastră. Oamenii ai Scripturii care au avut puterea să spună, pentru că Hristos trăiește în mine, care au avut puterea să-L pună pe Dumnezeu în centru vieții lor. Oamenii ai Bibliei care au putut să-L pună pe Hristos pe primul loc de fiecare dată. Oamenii ăștia au rămas vii în amintirea noastră, prin Scriptură, prin mărturiile lor și prin viața lor trăită, ca să poți să devii un erou în viață. Știți că Dumnezeu nu va primi prăbușiții și înfrânții? Știți că Dumnezeu îi va primi pe eroi în cer? Chiar dacă uneori eroii vor ajunge acolo cu hainele zdrențuite, e adevărat că din luptă e posibil să ieși un pic șifonat. Dar vei ajunge acolo, știți ce zice Biblia? Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp. Și nu va zice Domnul: bă, tu din ce ne-am mai făcut parte? O, voi tăți ați fost cântăreți, haideți în cer, că aici numai să cântă și avem nevoie de vocea a doua. Niciodată. Nu zică Dumnezeu: bă, voi ăștia care ți-au fost taică-to, păstor, bunicu-to, președinte de comunitate regională și străbunicu-to, bă, o candidat la președinția cultului, cred că, bă, voi sunteți din neam ales, haideți aici, zice. Niciodată. Dumnezeu îi va duce în cer pe eroi care au luptat cu demnitate, care l-au avut pe Hristos, sursa tuturor lucrurilor bune, în centru vieții lor. Mai are nevoie Dumnezeu de eroi, mai are nevoie Dumnezeu de oameni care să mai rămână în picioare, pentru că diavolul se va lupta să-i prăbușească pe ei, așa cum se luptă să ne prăbușească și pe noi. Dar eroi întotdeauna rămân cu demnitate. Deseori, dacă vreți așa, zdremțuiți de viață și de probleme, dar în interiorul lor, înaintea lui Dumnezeu, mereu în picioare și pot să dea răspunsul, pentru că Hristos trăiește în mine, pentru că am un Dumnezeu care nu mă lasă. Și va veni viața și diavolul prin diferitele momente să te prăbușească, să te distrugă, dar tu să rămâi în picioare și să spui: pentru că Hristos trăiește în mine, de-aia rămân în picioare, să devii eroul lui Dumnezeu și să se mai laude și să se mai bucure Dumnezeu de un astfel de om. Și depun deseori întrebarea: mai are oare Dumnezeu eroi în generația noastră? Că dacă te uiți în stânga și în dreapta, toată lumea are nevoie de ridicare, toată lumea are nevoie de ajutor, toată lumea are nevoie de încurajare, toată lumea are nevoie să fie scos din depresie, toată lumea are nevoie să fie scos din singurătate. Dar mai există oameni eroi lui Dumnezeu care se poate să spună, indiferent
indiferent de moment, fiindcă Hristos trăiește în mine, a ajuns munca păstorilor și a preoților atât de grea, că nu mai știi încotro să mai alegi, pe care să-l ridici prima dată, pe care să-l scoți din încercare, pe care să-l scoți din depresie, pe care să-l scoți din singurătate, pentru că nu mai există oameni care să-i ajute, dacă vreți, pe păstori și pe preoți, care să mai trăiască cu demnitate, să mai fie o inspirație frumoasă și pentru alții. Nu o să uit niciodată și am zis-o în nenumărate predici, atât de tare mi-a plăcut povestea asta, când a venit la mine o soră și a zis, mi-e dor de tata. Și am zis, de ce? A zis, a murit la vreo 80 de ani, știu, a plecat, nu fizic, știu că a plecat din lumea asta, nu mi-e dor așa fizic neapărat, dar mi-e dor de atmosfera pe care tata o crea. Tata a fost un om care l-a avut pe Dumnezeu mereu în centru și întotdeauna tata, prin toate încercările vieții, a avut un slogan, Dumnezeu va purta de grijă. Tata ne-a inspirat pe toți, puneți-L pe Hristos în centru și veți fi eroi lui Dumnezeu. Și-mi povestea sora asta, în momentul în care fratele meu a avut un accident de motocicletă și a intrat în comă de ultim grad, l-am sunat pe tata, tata, Abela nostru în comă. Și în spitalul din Spania spuneau medicii, nu mai există nicio șansă. La telefon tata pe o voce blândă a zis, draga mea, noi ne rugăm și Dumnezeu va purta de grijă. Și a zis, tată, dar nu dai în disperare că trebuie să ne pregătim de mormântare. Nu! Pentru că în interiorul și în centrul vieții mele e Dumnezeu, care cred că mă va asculta să-mi ridice copilul din comă și de va alege Dumnezeu să-l ia. Știu că Dumnezeu niciodată nu greșește. Mai caută Dumnezeu pe eroi care să-și creioneze cercul ăla perfect, în care Hristos să rămână în centru, în care spui lui Dumnezeu într-o zi în apa botezului, Doamne, până la moarte, ce-i până la moarte? Până la moarte Tu vei trăi în viața mea, până la moarte voi fi eroul Tău, până la moarte voi trăi așa cum Tu vrei. Doamne, o să-mi creionez cu Tine cercul vieții mele, Tu întotdeauna faci lucrurile perfect. Și apoi îți dă Dumnezeu vreo 45 de ani să-i dovedește asta. Poate sunteți aici oameni botezați vreo 20 de ani, 30 de ani și uite că viața încă continuă. Ce surpriză! Câți n-or pleca dintre noi fără să vă așteptați? Acum noi ca păstori că suntem cam obișnuiți cu cimitirile în ultima perioadă. Că deja mic și groază când mai aude câte o mormântare. Pleacă oameni dintre noi la care nu mă aștept să-i îngrop. Pleacă oameni tineri dintre noi la care mi-aș dori din toată inima să le fiu la nunțile lor, nu la mormântările lor. Vedeți că viața oricum șubredă, e ținută și urzită pe degetul lui Dumnezeu, zice Biblia. Și îți dă Dumnezeu încă zile să-ți creoneze acest cer perfect în care Hristos să fie în centru și tu să devii eroul lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă bine, eroii lui Dumnezeu care l-au pe Hristos în centru sunt oamenii care niciodată nu se pleacă. Să țineți bine minte ce vă zic astăzi, voi și toți cei care au încheiat legământ cu Dumnezeu până astăzi, eroii lui Dumnezeu, cei care l-au pe Hristos în centru, niciodată nu se pleacă în fața diavolului. Întotdeauna eroii rămân cu demnitate. Și diavolul se va lupta să-ți câștige închinarea în fiecare zi. Va face toate eforturile posibile să-ți câștige închinarea, să te scoată din cercul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de omul lui Dumnezeu Iov, în care Dumnezeu se laudă. Uite un om în centrul cărei vieți sunt eu. Și vine diavolul și zice, ăsta ai numai un pic, că l-ai binecuvântat, de aia. De aia nu mai ai să vezi cum mi se pleacă mie. Ia nu mai ai ce are să vezi cum te scoate din cercul lui. Și Domnul îi zice, bine, Satano, du-te, fă ce vrei, numai de viață nu te atingi, dar du-te și fă-i. Și la un moment dat vine tăvălugul peste viața lui Iov și pleacă 10 prunci din lumea asta și la un moment dat toată averea lui se spulberă, sărac din calea afară, cu 10 sicrie în casă. Uitați-vă că se mai întâmplă câte o tragedie astăzi și mai mor 2 dintr-o familie deodată. Și când vedem câte 2 sicrie într-o biserică, ne ia cu friguri, cu frică. Dar cu 10 sicrie, lângă care sicrie o fi plâns Iov mai mult? Să stai lângă 10 sicria copiilor tăi, să fii fără bani de cafea, fără bani de nimic, fără de avere, dă un col de avere, bă, avere ca avere, bă, dar să-ți plece 10 prunci pe care îi iubea atât de mult și vinea și aducea jertfă înaintea lui Dumnezeu pentru ei de fiecare dată, pentru că își dorea copiii în prezența lui Dumnezeu. Și la un moment dat Iov rămâne în picioare
Se duce diavolul și zice, mai dăm te rog frumos o șansă, și se atinge de sănătatea lui Iov. Și pe grămada de gunoi și cu ciobul în mână vine soția lui, poate împinsă de durerea care a văzut-o în viața lui Iov. Nu neapărat că a fost o femeie rea, dar împinsă de durerea care a văzut-o în viața lui Iov. Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori, pentru că prin blestemarea lui Dumnezeu, prin vorbele ilegale spuse la adresa lui Dumnezeu, tu de fapt te închinai înaintea diavolului. Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori, adică scoate-l pe Dumnezeu din cercul tău și s-a terminat. Și rămâne Iov cu demnitate, chiar dacă fizic era poate așa apăsat, gârbov, cu ciobul în mână pe grămada de gunoi, scărpinându-și bubele alea care dureau și mâncau de numa. Și vine Iov și spune, eu nu pot să-l blastăm pe Dumnezeu, pentru că în interiorul vieții mele, în cercul vieții mele e Dumnezeu, eu nu mă voi pleca înaintea diavolului niciodată. Pentru că diavolul se luptă în fiecare zi să-ți fure închinarea, să te pleci. Bă, numai atâta să faci. Dacă ai făcut atât, el e super happy. Și întotdeauna când tu vii și spui toată viața mea înaintea lui Dumnezeu, diavolul deja începe să scoată tot arsenalul. Toată viața ta, toată viața ta, dacă ți un pic de închinare poți să mai îndai și mie. Eroii lui Dumnezeu care l-au pe Hristos în centru niciodată nu se pleacă. Întotdeauna rămân verticali. Aduceți-vă aminte de tineri în Babilon, când puteau la un moment dat să-l păcălească pe împărat, nu m-a zis că cum împărat, hai fă ne dăm și noi un pic din cap împărate. Mi l-am imaginat pe Șadrag, Meșa și Abednego, stând unul lângă altul, cântă fanfara, amenințările de tot felul, că în societatea asta tot mai seculară, mai nebună și mai stricată, nu face altceva decât duce lupte crâncene, să ia închinarea omului și să o pună în dreptul diavolului, să o se aplece omul într-un fel sau în altul, să zică cu viața lui plecă ciuneție celui care n-ar trebui să primească închinarea omului niciodată, că diavolul e atât de furios, atât de turbat să îi se închine omul. Băi, oameni buni, dacă a încercat inclusiv la Fiul lui Dumnezeu, cât tupeu o trebuie să aibă să meargă să-i ceară închinarea lui Iisus Hristos? Credeți că nu o să vină să ceară închinarea la muritorul din 2022? Dacă la Iisus Hristos, știindu-L atotputernic, știindu-L Fiul lui Dumnezeu, El vine cu tot felul de tactici, dacă ești, hai serios, chiar nu-L cunoștea diavolul pe Iisus Hristos, chiar nu știa de unde o veni, ce va face, unde se va întoarce, chiar nu știa diavolul că Iisus Hristos rămâne același puternic și vine cu această tactică turbată, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește, hai mă serios, adică bă, pune-L în până împinge-l în colțul ăla al orgoliului, bă, stai să-ți arăt totuși cine sunt eu. A rezistat cu demnitate Iisus Hristos, a rămas în picioare și a zis, nu-ți fă nicio problemă, eu rămân așa, crezi tu, nu crezi, mă interesează, eu rămân în picioare. Tineri în Babilon, vă imaginați că sub amenințarea împăratului, zice că împăratul s-a uitat înspre ei. Păi când s-a uitat înspre ei, nu le-o zâmbit, le zic că merg la o cafă după ce se gata toată ceremonia de aici. Nu s-a uitat, le zic, bă, vedeți, dacă să-mi ziceți ce vreți de mâncare după. Nu. Vă imaginați că cel mai crud om al planetei s-a uitat înspre niște copilandri? Și ce-o rămas? Mi l-am imaginat, acum permiteți imaginației mele, poate că vreo unul, măcar eu iubesc pe toți trei, că o rămas cu demnitate, dar mi-am imaginat, nu o fi fost zis unul, bă, hai să ne plecăm un pic, ăsta-i nărod, hai să ne plecăm, că ăsta dă cu noi în cuptor. Cred că dacă vreo unul i s-ar fi înfiripat măcar o jumătate de minut, așa ceva în minte, cu siguranță i-a las de o zi, taci și rămâi în picioare. Bă, vă mai dau o șansă, mai cânt o dată fanfara. Bă, rămânem în picioare, mai cânt o dată, dar noi rămânem în picioare. Bă, plecați-vă, nu ne plecăm. Bă, mereți în cuptor, nu contează. Bă, o să ardeți acolo, nu contează, nu ne plecăm. Știți ce greu a fost la Policarp? Să predice la un moment dat când acolo în Smirna s-a dat o lege că toți cetățenii din Smirna și nu numai să meargă să pună tămâie pe altarul cezarului. Și dacă nu puneai tămâie pe altarul cezarului, asta înseamnă să te închini cezarului. Și dacă nu puneai tămâie pe altarul cezarului, nu mai vindeai, nu mai cumpărai, nu mai puteai să-ți trimiți prunce la școală. Și săracul Policarp a început să strige în predicile lui, nu vă închinați cezarului, Dumnezeu rămâne singurul Dumnezeu adevărat. Și poate striga unii de prin sală, păi n-am ce să le mai dau de mâncare la copii. N-o răspunde-i.
Policarp, mi l-am imaginat de nenumărate ori. Bă, vă rog eu, dar nu vă închinați cezarului. Păi ce să facem, frate pastor? Bă, nu știu, poate nu mai avut idei. Ce vreți voi? Numai nu vă închinați cezarului. Închinarea noastră e doar înaintea lui Dumnezeu. Noi nu ne plecăm înaintea altor dumnezei. Dumnezeu rămâne mereu în centru. Să nu uitați niciodată, eroii nu se pleacă. Eroii rămân mereu în picioare. Oamenii care l-au pe Dumnezeu în centru rămân mereu în picioare. Tinerii din Valea Dura pentru mine au fost o inspirație extraordinară. Revin puțin la ei. Păi da, mă, dar o să muriți. Nu că Dumnezeul nostru o să ne scape. Și odată îi seama, hopa, s-ar putea să nu ne scape. Și ce facem dacă nu ne scapă? Ne plecăm? Nu, nu, mai avem o soluție. Care? Și de nu ne scapă, tot nu ne închinăm. Bă, dar ce-i cu soluția asta? Și de nu ne scapă, tot... Bă, nu contează. Și de nu ne scapă, tot nu ne închinăm. Adică uneori în viață nu există explicații prea concludente. Dar cerința lui Dumnezeu rămâne aceeași. Dorința lui Dumnezeu rămâne aceeași. Imaginați-vă, dragii mei, și faceți-vă un retrospectivă a vieții. De câte ori în viață poate o reuși diavolul să ne fure închinarea? Ne-am plecat înaintea lui printr-o minciună, ne-am plecat înaintea lui prin nervi, ne-am plecat înaintea lui prin dușmănie, ne-am plecat înaintea lui prin trăire neorânduială. O, Dumnezeu să ne ierte! De atâtea ori omul din neatenție face câte o plecăciune scurtă, jubilează iadul, se întristează cerul. Dar să nu uitați, voi cei trei și nu numai, se va uita Dumnezeu la voi, eroii lui Dumnezeu de astăzi. Și se va uita Dumnezeu dacă veți rămâne vertical și ori de câte ori veți câștiga câte o bătălie pe care diavolul o va da, cerul va jubila. Când cerul jubilează de bucurie în dreptul meu, nu mi-e frică de diavolul cu toată armata lui. Niciodată. Ăla când aude, știți ce a fost în poporul Israel? Filistenii la un moment dat s-au speriat numai că ăștia strigau de bucurie cu intra chivotul. Bă, bucuria poporului lui Dumnezeu i-a înspăimântat pe filisteeni. Bucuria cerului va îngrozi iadul. Când eu produc bucurie în cer, când va zice Dumnezeu, l-ai văzut pe robul meu Alin? Bă, nu s-a plecat. O rămas în picioare, nu s-a plecat. Eram în Austria. Și la un moment dat, eu am făcut 8 ani de pian. Și eram fără loc de muncă, eram tânăr, ajunsesem în Austria și cineva m-a dus la o doamnă foarte bogată acasă să îi vopsesc un balcon. Avea o casă pe marginea lacului, o doamnă foarte bogată, copiii ei studenți pe la medicină, unul prin parlament. Avea un salon, un salon frumos cu o vedere înspre un lac, un pian. Și eu când am văzut pianul nemai cântând de mult, așa mi s-a făcut dor și am cerut voi, nu mă lăsați vreo frumos să cânt un pic la pian? Bă da, cum să nu, zice, bă da, copiii ei amândoi erau sus în cameră. Eu am început să cânt la pian, mi-a adus aminte ce piese am făcut eu la școala de muzică, am mai cântat pe la biserică, vreo 20 de minute am tot cântat la pian. Copiii ori coborâ jos, ia cu telefonul, filma. Fratele ăla care m-a dus, stătea el acolo așa țanțoș, nu știu nici el, că stătea numai... Și la un moment dat, eu am terminat de cântat, trebuia să plecăm. M-au plătit mult mai mult decât ar fi trebuit pentru un amărât de balcon care l-am vopsit și am plecat acasă. Dar înainte să plec, zice, doamna, vreau să vă rog ceva. Sâmbătă, voi avea aici o întâlnire cu oameni foarte mari. Vin din parlament, vin medici, vine directorul spitalului din Gmunden, vine cu tare. Și îmi povestește, ea zice, n-ați vrea să veniți să cântați 20 de minute? Pentru 20 de minute... Vă dau, zice ea, 600 de euro. Bă, așa, la prima strigare. Eu fără loc de muncă, tată cu 3 prunci acasă. Păi cum să, bă, cum să nu străbească 600 de euro în 20 de minute? Eu zic, bă, da, la ce oră să fiu aici? Ea săraca, băi, la ora cu ta, bă, am stabilit totul cu ea, totul. Când plec, zice, știți ce vă rog? Să vă gândiți așa la niște melodii care să meargă cu paharul de șampanie. Opa, faliment total. Uite cum am pierdut 600 de euro. I-am zis, știți, eu cânt, dar nu prea pot să cânt pentru o astfel de atmosferă. Nu, n-aș mai dormi noaptea. În centrul vieții mele e Hristos. Atmosfera asta divină și sfântă trebuie să mă însoțească tot timpul. Nu pot, îmi pare rău. Și ea se uită la mine și a zis, bă, 600 de euro, 20 de minute?
cine stă atâția bani? Eu zic, dă-i drept că numai dumneavoastră, dar cu toate astea, nu pot. Am plecat de acolo. Fratele care m-a dus, punea într-una în mașină că m-a dus acasă. Pai, cum ai pierdut 600 de euro? Bă, știți că am fost tentat să mă duc să-i spun, Doamnă, hai că facem cumva să fie bine. Dar la un moment dat am zis, frate, du-te, dă-i mai tare până acasă, dă-i numai și du-te și lasă-mă acasă că e mai ok. Pentru că deseori diavolul sub diverse forme se luptă să-ți fure închinarea. Dar când poți să rămâi vertical, simți acea bucurie a cerului în interiorul inimii. E bucuria aia care îți dă o îndrăzneală extraordinară în mijlocul încercării. Dumnezeul meu nu mă lasă. Pentru că Șadrac, Meșa și Abednego au știut că Dumnezeu e acel care îi cu ei, că fac cinste lui Dumnezeu, că rămân în picioare. Au prins mai apoi curajul să spună, împărate, Dumnezeul nostru ne va scoate. Dar tu de ce nu te pleci? Fiindcă Hristos trăiește în mine. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Oamenii care l-au pe Dumnezeu în al doilea rând, în centru vieții lor, pe lângă faptul că nu se pleacă, niciodată nu renunță. Știți care e una din păcatul generației noastre? Bine, asta e o poveste de aia din toate veacurile. Oamenii se duc până într-un punct și mai apoi renunță. Se opresc, se blochează. Nu mai vreau să fac nimic. Vă aduceți aminte de o problemă pentru care v-ați rugat acum 15 ani și nu s-a rezolvat? Pentru problema pentru care v-ați rugat acum 10 ani, acum 3 ani și nu s-a rezolvat? Vă aduceți aminte de când nu v-ați mai rugat pentru ea? Știți de ce? Că ați renunțat. Nu că n-ar trebui rezolvată, dar ați renunțat. Întotdeauna când îl ai pe Hristos în centru, ai puterea să lupți, să nu renunți. Diavolul e foarte bucuros când tu renunți. E foarte bucuros. Știi că, uite, voi acum încheiați legământ cu Domnul, deja intrați așa în acțiune puternică, veniți aici la biserică și după 6 luni vine, bă, uite, nu te du joia la biserică, nu te duci duminica asta, acum nu-i moare nimeni dacă nu te duci, lasă, nu moare nimeni. Bă, și prima dată nu moare nimeni, a doua oară încep să mori tu, încet, încet. Pentru că în momentul în care renunți la lucrurile sfinte, momentul în care renunți la ce Dumnezeu vrea pentru tine, te stingi, încet, încet, te stingi. Întotdeauna oamenii care l-au pe Dumnezeu în centru, să țineți bine minte asta, niciodată oamenii ăștia nu renunță. Niciodată. Ăștia se duc înainte indiferent de pericolul aparent în care ei sunt. Duceți-vă aminte de Ștefan, că Ștefan în momentul când au venit toate pietrele spre el, ar fi putut Ștefan să zică, bă, stați puțin, stop, stați numai puțin. Stați un pic că nu m-ați înțeles bine. Eu trebuie să vă pot și explica. V-am spus eu ce v-am spus, dar mai sunt explicații adiționale. Stați, numai nu mă loviți. Că nu-i chiar așa, am zis, dar poate am exagerat în ce am zis eu. Poate nu m-ați înțeles voi bine, poate n-am așezat eu propozițiile bine și a ieșit altceva. Putea Ștefan să găsească 1.000.000 de metode să renunțe la încrederea lui în Dumnezeu. Sub toți bolovanii care veneau, bă, vă rog eu, gata, stai puțin, știi ce? Cred că am exagerat un pic. Nu! Ștefan, omul lui Dumnezeu, a rămas în picioare înaintea lui Dumnezeu. Mai apoi poate prăbușit fizic, dar mereu cu demnitate. Și au zis, nu renunț chiar dacă mor în felul ăsta. Sunt mulți care renunță la Hristos, la trăirea frumoasă, pentru că unii aruncă cu bolovanii din societatea asta. Vezi, Doamne, nu te mai bagă în seamă șmecherul din clasa ta. Vezi, Doamne, își bate joc de tine vecinul, își bate joc de tine nu știu cine. Și toate astea te face să renunți. De omul care rămâne cu demnitate și are puterea să meargă înainte, indiferent de ce s-ar întâmpla în viața lui, cu acest sentiment nu renunți orice ar fi. E omul care produce bucurie în inima lui Dumnezeu și va mai striga, Dumnezeu, l-ai văzut pe robul meu, ăsta merge până la capăt. Știi ce-o zis și Satana? Doamne, pentru pielea lui omul dă tot ce are și îl vei vedea pe Iov că va renunța pentru pielea lui. Și-o zis, Domnul, bine, numai de viață nu te atingi, uite, te atinge-te de pielea lui. Și cu tot că era bolnav, cu toate că se scărpina cu ciobul, Iov a avut puterea să rămână cu demnitate. Ce mare har pentru astfel de oameni. Mai există oameni în generația noastră care să nu renunțe în a-L trăi pe Dumnezeu indiferent de vremuri? Dumnezeu să ne ajute. A merge înainte, chiar dacă diavolul spune diferite blocaje. Vedeți, dacă eu vă întreb acum pe dumneavoastră câți dintre voi credeți în Dumnezeu din toată inima, 99% a ridicat mâna. Acum nu mai pun întrebarea asta că nu vreau să-i împing pe unii în păcate. Că uneori, deseori, declarația de credință e doar publică,
să vadă oamenii. Hai să vă dau un exemplu. I-ați văzut pe cei patru prieteni din Scriptură care și-au luat pe al cincilea și l-au dus cu patul? În momentul în care, imaginați-vă momentul, permiteți imaginația mea un pic să vi-l explic, în momentul în care se duc patru la al cincilea, bă, tu ești prietenul nostru. Cum să merem noi pe picioarele noastre și tu să stai aici în pat paralizat? Există un Iisus Hristos care te poate ridica. Bă, lăsați-mă aici cu Iisus al vostru, că eu am fost până acum la toți medicii din zonă. Unul nu mă poate ridica. Veziți-vă de treabă. Bă, dar există un Iisus Hristos. Tu pricepi că există un Iisus Hristos? Bă, mereți și vedeți-vă de treabă. Mereți și vedeți-vă de treabă. Bă, dar uite, nu zice unul, că dacă zice unul, zici că n-are putere. Bă, nu doi. Bă, nu, bă, suntem patru care zicem. Bă, omul ăsta poate s-o lăsa convins de patru. Bă, sunteți patru. Bine, mă. Dar cum facem? Păi te luăm cu patul și te ducem prin sat. Bă, dar o să râdă lumea de noi. Ce faceți, mă? Luați pe ăsta cu patul prin sat. Ce o să le ziceți la oameni? Păi o să le zicem că te ducem la Iisus Hristos. Păi de ce mă duce? Să te vindece. Și dacă nu mă vindecă când vă întoarceți înapoi, ce o să le ziceți? Vedem noi. Hai să plecăm. Bă, dar pe ce plec eu de acasă? Pe baza credinței noastre. No, bine, fie cum ziceți voi. Hai. Bă, s-au luat ăștia patru, o prins de patul al cincelea și pleacă prin sat. Vă imaginați pe ăștia patru cu patul prin sat? Unde mereți, mă? La Iisus Hristos. De ce? Să-l vindece pe ăsta. Păi și dacă nu-l vindecă, vedem noi. Dacă nu-l vin, noi merem că-l vin, nici nu punem în discuție asta. Știți ce zice Biblia? Au ajuns acolo și în casa aia unde era Domnul și ei știau că Iisus, era plină de oameni. Numai că Iisus stătea în locul unde trebuia să stea, în mijloc. Că întotdeauna Hristos trebuie să stea în mijloc. Era în mijloc. Și ascultați-mă, la un moment dat, ăia nu erau așa, bă, știi, aia că ai venit cu muribundul, cu salvarea, dați-vă toți la o parte că intră salvarea, vezi de treabă, nu te băga nimeni în seamă, poate mai erau și alții pe acolo care stăteau. Ăștia când s-au văzut cu casa blocată, mi l-am imaginat pe ăsta de pe pat, bă, v-am zis să nu mă luați de acasă, v-am zis să nu mă lăsați de acasă, hai să plecăm că ne facem de râs. Dar ăștia patru stăteau și spuneau, bă, noi am promis că Iisus Hristos poate, noi nu putem să renunțăm. Păi și ce facem că nu putem să intrăm? Cine te lasă pe tine să intri? Poate iasă Iisus pe partea alaltă, nici nu mai găsim. Permiteți imaginația mea, l-a întrebat primul, bă, ai luat salarul luna asta? Am luat, da? Tu l-ai luat? Da, ți-ai dat zeciuielile. Ai luat salarul, da, păi zice și eu l-am luat. Păi face închetă să reparăm acoperișul. Nu vezi cam cât ar costa să reparăm acoperișul? Păi cum? Păi spargem acoperișul. Și îl coborâm pe prietenul nostru prin acoperiș. Pentru că omul care vrea să devină eroul lui Dumnezeu și care l-are întotdeauna pe Hristos în centru, nu renunță la primul obstacol pe care viața îl aduce. Cât de mulți nu renunță la primul obstacol? O venit primul obstacol, ai renunțat. O venit prima problemă, ai renunțat. O venit prima situație complicată, ai renunțat. Eu când m-am mutat la Făget, m-am dus la frați și le-am zis, vreau să-mi dați cei mai năros copii de-a fraților din biserică. Eu pe aia vreau să-i cunosc prima dată. Și l-au zis, ăla și cu ăla. Mă duc la primul. Îi zic, vreau ca tu să fii prietenul meu. Și el zice, dar eu nu vreau să fiu prieten cu tine. Îi zic, băi, că eu vreau să fiu prieten cu mine. Eu nu vreau, zice. Bă, nu știam cum să-l conving. Trebuia să plec în Italia la un moment dat și îl sun. Auzi, n-am cu ce să merg la aeroport. Nu vii tu să mă duci dimineață. O venit ăsta și m-a dus, ferească Dumnezeu, că nu m-am rugat în viața mea cum am rugat până la Timișoara. O mers Schumacher, copil mic. Bă, la un moment dat, în curbe, toți scârțeau roți. Bă, te rog eu mai încet. Dacă ai vrut să te duc, eu ziceai el acum, taci din gură. Bă, m-a dus până când am ajuns la aeroport. Doamne, nici nu mai mi-e frică de avion. Dacă am ajuns cu ăsta, har Domnului că nu mai mi-e frică de avion. Bă, la un moment dat, am zis, las că nu mai vii tu după mine, vine altul. Și tot am încercat să mă apropiu de el, cu greu. L-am luat după aia cu mine la evangelizări. Era unul din băieții care se drogau într-un mod sistematic. Știți de câte ori era să renunț? Când îl aflam din nou că vinea și intra în biserică și îl vedeam cu ochii roșii, s-a aruncat și pe scaun, stăteam zis, Doamne, dar nu mai pot, dar mai durează? Doamne, dar chiar nu pot să-l eliberez? Doamne, fă ce, când știam unde-i? Iară s-o dus la... Mi-era groază, îl vedeam prin oraș, conducea ca... Bă, știam că deja era, mă rugam, Doamne, să nu-l oprească, era să renunț. Când simțeam că nu mai pot și că nu mai vreau să-l mai văd, îl sunam și îi spuneam, vezi că mâine plecăm la evangelizare, suntem brași frumos. Mă, e cu tine, frate Alin? Da.
Dacă trebuie să-ți iei o doză, ia-ți înainte să fie bine, să fii normal până ne întoarcem. Și după aia să plecăm, când de nu-și lua, du-te, numai așa-i făcea, numai să scutura. Dragii mei, mi-a fost greu și de nenumărate ori am fost gata să renunț. Te-am zis, dacă renunț, nu voi fi un erou al lui Dumnezeu. Astăzi, băiatul ăsta e botezat în apă, e botezat cu Duhul Sfânt. Dacă l-ai cunoaște și faci povesti, viața lui a zice că nu este el. Pentru că atunci când ai puterea să mergi înainte și să nu renunți și să nu-i dai satisfacții diavolului, Dumnezeu sparge gheața, cum am zice noi români. Dumnezeu coboară să intervină. Nu uitați! E atât de important în viață cei care l-au pe Hristos în mijloc să nu renunți. 3. Întotdeauna oamenii care l-au pe Hristos în centru și vor să devină eroi lui Dumnezeu nu se pleacă niciodată, nu renunță și întotdeauna oamenii ăștia vor vedea ce înfrânții nu văd. Știți ce interesant? Știți ce interesant? Zice, e bolnav de cancer. Unii deja văd mormântarea. No. Vai, zice, rămân iar, nu știu câți copii, moare mama. Ați văzut imaginea aia, mai ales în perioada COVID-ului, că unul se uita la știri și unul se uita în Biblie și unul striga, suntem pierduți, altul striga, suntem salvați? Era atât de reprezentativă imaginea aia, formidabilă. Pentru că omul care îl are pe Hristos în centru vieții și trăiește Hristos în el, întotdeauna vede ce înfrânții nu văd. Că dacă eu vă întreb acum, câți dintre voi în viețile voastre Hristos e în centru? Poate mulți ați zice și n-a mea, și n-a mea, și n-a mea, dar asta se dovedește. Câți dintre noi mai cântăm în mijlocul furtunii? Câți? Câți dintre noi mai lăudăm pe Dumnezeu când totul se spulberă omenește? Pentru că tu poți să vezi că dincolo de încercarea ta e un Dumnezeu care după nori mai poate să mai scoată soarele. E un Dumnezeu care mai poate să mai aranjeze lucrurile alea super încurcate. Când oamenii zic, nu mai există șansă, în interiorul tău Hristos care trăiește în tine îți strigă, mai există o șansă. Spune că există un Dumnezeu care niciodată nu pierde controlul. Atât e de important în viață când ai curajul să zici, Hristos trăiește în mine, să vezi ce înfrânții nu văd. Vă imaginați că Daniel a văzut dincolo de groapa cu lei? Că altfel nu s-ar fi pus să se roage. Daniel a zis, dincolo de groapa cu lei sunt două șanse. Ori mă scoate înapoi, ori îl văd pe Dumnezeu față în față. Dar el a văzut dincolo de groapa cu lei. Simplu. Pentru că, dragii mei, atât de important în viață să poți să fiți dincolo, dincolo de groapa. Vi-l imaginați pe David că l-a văzut pe Goliat deja prăbușit? Toți vitejii lui Israel, ăia cu proteine. Toți vitejii lui Israel, zice Biblia, stăteau, bă, cum să fii tu viteazul și ăla să te înjure 40 de zile? Cam cum? Care rezista să vă înjure un vecin așa vreo o săptămână în fiecare zi? Care rezista să în fiecare zi vecinul să-ți bată la ușă, să spună foi pe ușă, bă, ești cel mai slugoi om de pe planetă? Nu știu, să vă zică cele mai ciudate și mai grele cuvinte. Bă, înghiți în sec prima dată, înghiți în sec a doua oară, după aia a treia oară îi spui, auzi, bă, eu înainte să mă pocăiesc am fost cum nu cred că ai vrea să mă vezi. Îi dai o amenințare să știe cine e șeful pe casa scării. Pentru că, da, vă imaginați că ăștia vitejii lui Israel 40 de zile, bă, 40 de zile au stat înjurați de Goliat. Vine ăsta micu, mi l-am imaginat pe David de enori. Ăsta mic, cu Kinder Bueno în buzunar. Ăsta, ăla câtăți copii le place Kinder Bueno, bă, fluierând cu ce i-a pus maică-sa de mâncare, chiftele cu maioneză și ce știu ce i-a mai pus. Ăsta vine pe primul atac pe care ăsta, știu, l-a auzit pe Goliat că înjură poporul lui Dumnezeu și se confruntă cu primul atac. Primul atac. Vine Eliab și zice, îți cunosc eu mândria, ai venit să vezi lupta, pleacă acasă. Mi l-am imaginat pe David. Care luptă, mă? Care luptă? Că voi de 40 de zile stați pe tușă. Care luptă? Trece dincolo. Acum, cine câștigă supremația într-o ceartă când unul are 40 de ani și unul vreo 16-17? Ăla de 40, indiscutabil, mai dacă și frate tot mai mare. Ăsta trece dincolo David. David a văzut dincolo de Eliab. Se duce la Saul. Saul îl îmbracă cu armura. Bă, vrând nevrând te simți bine când împăratul te duce cu limuzina. Vrând nevrând. Când îți da armura, vă dați seama ce o imagina David. Bă, când mă vede Saul cu armura lui, Goliat cu armura lui Saul,
Ăla sigur să spere, bă, ori scos ăștia asul din mânecă. Ăsta e de fapt cel care l-or ținut până acum ascuns. Dar săracul David zice, împărate Pegre, trebuie să o dau jos, n-am ce să fac. Se duce în fața lui Goliat și se mai dă o luptă. Goliat era un psiholog foarte bun. Din prima răgnește la el. Bă, eu-s câine! Tu vii la mine ca la un câine! Păi logic când strigă unul așa la tine, parcă-ți vine să trăiți nenea Goliat, am plecat, vă doresc numai bine, poate să găsești unul din frații mei să... În schimb, David rămâne în picioare. David nu s-a plecat în fața lui Goliat. David nu a renunțat. David a văzut dincolo de uriașul Goliat. Mi l-am imaginat pe Goliat de nenumărate ori, mă omule, dacă... Totuși, să zicem, mai nimeri, cam cu ce mai nimeri? Că să vii lângă mine, te fac praf, dar de la distanță, cu ce mai nimeri? Nenea Goliat, am o praște în buzunar, zice, acum o scot. Am o praște în buzunar, zice, stați să vă arăt, că eu cu asta am venit. Nu era așa că era caragios? Bă, tu, puștan de 16 ani, scos praștiuța ta să lovești pe dita mai uriașul, serios? Dar, dragii mei, toată logistica asta nu era importantă. Important era că David vedea dincolo de uriașul Goliat. Toți prăbușiții lui Israel, din păcate, îl vedeau pe Goliat rămânând în picioare. Numai David, singurul tânăr cu capul sus în Valea Terebinților, singurul om neplecat în fața filistenilor. La un moment dat scoate David praștia. Stai, nu trage! Dar dacă totuși cad jos, cu ce să-mi tai capul? Că e victoria finală, că n-ai sabie. Nenea Goliat, ai tu și ne ajunge la amândoi. Nu-i mai. Știi ce zice Biblia? Cu sabia lui Goliat i-a tăiat David capul. Știi ce înseamnă să nu renunți? Știi ce înseamnă să vezi dincolo de cel înfrânt? De ce văd înfrânții? Știi ce înseamnă în viață să poți să vezi dincolo de problema cu care tu te confrunți? Înseamnă că și Hristos e în centrul vieții tale. Am văzut oameni pe marginea prăpăstiei în viață, care în spitalele din România au dat în disperare și au zis, cui rămân pruncii mei? Cui rămân? Era un plâns legitim și oarecum îți rupea inima. E adevărat asta. Dar am văzut oameni care în spitalele din România și-au strâns copiii în brațe și au spus, auziți, mami se va întoarce acasă. Da, mami, dar uite ce zic medicii. Da, auzi, mami are un medic un pic mai mare. Și eu îi drept că pun valoare pe medici ăștia, că au făcut școală, sunt oameni extraordinari. Dar există o linie roșie și în medicină, în care medicii spun, până aici am putut să facem noi, de aici poate doar Dumnezeu. Și mami a trecut de linia roșie și a intrat doar pe mâna lui Dumnezeu. Și mami are un Dumnezeu care o va aduce înapoi acasă. Să-ți iei copiii în salonul de spital să mai cânți gloria lui Dumnezeu, tu ești plină de perfuzii. Și mai apoi să te scoată Dumnezeu de acolo și să-ți te vadă copiii tăi că mami n-a renunțat. Că mami nu s-a plecat în fața problemei, nu a dat în disperare, mami a rămas aceeași. A putut mami să spună, uite, Dumnezeul meu mă va aduce acasă, că-L văd pe Dumnezeu dincolo de problema noastră. Oameni buni, dacă vrei să-L ai pe Hristos în centru, vei putea, dacă îl vei avea pe Hristos în centru, vei putea să trăiești în felul ăsta. Să poți să-L vezi pe Dumnezeu dincolo de probleme. Să-L vezi pe Dumnezeu dincolo de situațiile complicate. În urmă cu mai mult timp, și vă spun așa povestea un pic scurtată, am primit un telefon cu număr ascuns într-un final și îmi spunea, acel telefon cu număr ascuns, în drumul ăsta care îl vei face spre casă, diavolul va da un atac. Dar tu să nu-ți faci nicio problemă. Când vei ajunge acasă, să cânți cântarea de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și am zis, ce atac? Eram tare curios. M-am gândit eu, serios. Știți, la 20 de kilometri de casă am avut accident, din vina mea. Am lovit o mașină, daună totală, i-or da la ăia. Har Domnului că a fost fără victime. Mașina mea a fost praf. Stăteam așa, mai să mă răstorn într-o prăpastie și am putut să văd atacul diavolului. Dar acea voce la telefon mi-a zis, când vei ajunge acasă, să te duci să cânti cântarea de laudă la adresa lui Dumnezeu. Serios? Cântarea de laudă?
Am ajuns acasă, spre după masă, a venit cineva, mi-a luat mașina, am pus-o pe un șlep, am plecat acasă. M-a sunat din nou acel număr ascuns. Frate Alin, s-a dat atacul? Și am zis, s-a dat. L-am întrebat cine e și a zis că n-am eu treabă. O zis, n-ai tu treabă. S-a dat atacul? Și am zis, s-a dat. Ai cântat cântarea? Cu o voce stinsă am zis, acum mă apuc. M-am dus în cealaltă cameră și am început să cânt de unul singur. Și nu mi-a venit altă cântare. Și am început să cânt, mă încred în El orice s-ar întâmpla în drumul meu sau în viața mea. Fie ce-o fie în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă încred în El, El știe soarta mea. Dragii mei, nu m-a mai interesat nici de mașina lovită. Dumnezeu a revigorat sentimentele mele la acea cântare și am putut să văd dincolo de un accident rutier, dincolo de o pagubă. Nu că aveam resurse să o rezolv așa pușcând din degete și m-am frământat până în momentul ăla. Cum o să fac? Unde o duc? Cu ce bani? Cum o să fie? Nu că aveam, dar dragii mei, Dumnezeu a venit acel care a aliniat sentimentele mele pentru că Hristos era în centru și cântarea mea l-a coborât pe Dumnezeu în cameră. Am putut să văd dincolo de problema mea din acel moment. Pentru că întotdeauna oamenii care l-au pe Hristos în centru vieții lor sunt oamenii care nu renunță, sunt oamenii care nu se pleacă, sunt oamenii care văd dincolo de problema lor. Și nu uitați, sunt oamenii care, cărora nu le este rușine să dovedească ceea ce ei cred. Să nu uitați asta. Dacă îl veți avea pe Hristos în centru vieții voastre din dimineața asta, nu o să vă fie rușine să dovediți ceea ce credeți. Dar tu de ce crezi așa? Că-și Hristos e în centru vieții mele. Dar tu de ce cânți în încercare? Pentru că Hristos e în centru vieții mele. Dar tu de ce te duci să-i întărești și pe alții? Că n-ai resurse să-i ajuți. Dar Hristos e în centru vieții mele și toate resursele sunt la El. Dar tu de ce te ferești de păcat? Pentru că Hristos e în centru vieții mele și dovedesc că îl cred pe Dumnezeul care vrea sfințenia mea. Nu uitați, o viață cu Hristos în centru e viața care te pune în postura și în statutul de erou al lui Dumnezeu. Și pe cei ce vor birui, Hristos într-o zi așteaptă acasă. Și până când îi va duce acasă, îi va însoți pe pământul ăsta plin cu de toate. Și întotdeauna eroul va putea să spună, știu că răscumpărătorul meu e viu și că într-o zi se va ridica, că nu sunt singur și că Hristos e lângă mine. Să nu ratați aminul, așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.